nu are loc pe pervaz, ține florile pe rafturi cu lumina artificială. Vorbim de data aceasta despre Sergiu Țârdea, care este un colecționar înrăit de violete mini pe care le îngrijește cu mare și mare drag. Câte flori are în colecția lui, aflăm din reportaj. Pe Sergiu Țârdea, violetele l-au cucerit. Și nu vorbim despre femei, ci despre florile cu acest nume. Dacă nu am avut mult spațiu în apartament, am procurat un stelaj și am început să colecționez violetele mini. Așa treptat, încetșor, am ajuns la aproape 300. Cea mai mică frunză de violetă are mărimea unei semințe de floarea soarelui. Dar chiar și așa, violetele pitice înfloresc cu flori mari și bogate. Am un sort în deopște, e foarte greu de găsit. Anterior, acum l-am procurat, rups la chidache. E și scump, în banii ucrainești, nici jur de la 1000 de grivne. Procesul de înmulțire este asemeni unei microchirurgii. Ai rupt frunza, ai tăiat-o, ai lăsat-o pe acolo în 4-5 minute să usuce tulpinuța și o sădești în substrat puha. Ele sunt tot și chiar și aceleași când o sădești, e dispoziția rea, mai bine nici nu te apropia de ele. Le numești maniuni, da? Da, așa, pentru că sunt mici. Violetele din ghiveci au și caracter, iar denumirile le dau de gol. Faceți cunoștință cu câteva dintre ele. Capelica, lunatic, caprizulea. Cea din urmă, după cum v-ați dat seama, este tare capricioasă. Sergiu așa și nu a reușit să-i dea de nadă. Ce sortă, 3 ani mai timp că au fost în dorințele mele. Am primit 2 frunze de la un colecționier, am încercat să o mulțesc, ea și greu de pui. Undeva 8 luni de zile am așteptat. A început selecția personală și speră că pe viitor să aibă în colecție violete care să-i poarte numele.